Antrenorul Forestei Suceava, Adrian Ienci, a testat toți jucătorii pe care îi are la dispoziție în cantonamentul montan de la Câmpul Lung Moldovenesc. Printre aceștia se numără portarul Ionuț Tomșa și fundașul dreapta Grigore Turda, doi tineri sub 21 de ani veniți în probe de la Sighetul Marmației. De cealaltă parte, antrenorul mureșenilor Dario Bonetti a început meciul în următoarea formulă: Stâncioiu, Matei, Ferran Monzo, Toni de Queiroz, Fran Garcia, Carles Embuena, Zicu, Ursu, Edică, Borza și Cucu. Sunt mulțumit de evoluția jucătorilor noștri. Chiar dacă am pierdut, trebuie să ținem cont că ne aflăm în plină perioadă de acumulări fizice, a declarat antrenorul Adrian Ienci. Până pe 21 iulie, atunci când este programată revenirea din cantonament, tehnicianul Forestei și-ar mai dori să stabilească două meciuri amicale.